Bună găsit, domnilor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Cultură pe Coordonate și la noi subiecte de discuții, așa cum v-a obișnuit în fiecare zi de luni. Propunem în cadrul acestei emisiuni diverse subiecte, diverse teme despre cultura dobrogeană și, de ce nu, despre cultura românească. O să discutăm astăzi despre proiectele culturale pe care le derulează Casa de Cultură Pontus Ecusinus din Năvodari. Și vedem cu ce s-au pregătit cei de la Casa de Cultură în materie de cultură pentru acest sezon de toamnă-iarnă. Vom vorbi și despre ceea ce s-a întâmplat în vacanța de vară, pentru că la Casa de Cultură s-a muncit în toată vacanța de vară, au oferit programe speciale pentru copii, pentru adulți. Pentru aceste discuții și pentru descrierea parcursului de toamnă-iarnă cultural, l-am numit așa, am invitat pe doamna Dora Bota și directorul Casei de Cultură Pontus Ecusinus și pe Liliana Bărăscu, profesor coordonator în cadrul Cercului de Teatru din cadrul Casei de Cultură și, bineînțeles, actriță foarte cunoscută. Bun venit la Litoral TV, revenit la Litoral TV și mulțumesc că ați luat invitația mea, doamna Dora și doamna Bărăscu. Mulțumim de invitație! Bună ziua și te respect. Plăcerea a fost a noastră și invitația a venit așa cu deschidere deosebită, pentru că știu că lucrați foarte mult, faceți lucruri frumoase la Casa de Cultură și trebuie promovate ca toată lumea să vadă de fapt ceea ce înseamnă valoarea și că în orașe care își propun să fie reper se întâmplă lucruri culturale și lucruri culturale foarte interesante. Vreau să vorbim puțin despre perioada care a trecut, de astă vară și până acum, doamna Bota, și pentru că dumneavoastră sunteți direct implicată, coordonator, așa, sufletul întregilor acțiuni și activități. Da, așa este, domnul Ionache. Toată vara la Casa de Cultură s-a muncit. Au muncit atât cercurile de teatru, pentru că noi am avut și de copii și de adulți, o să vă explic mai târziu. Pe fiecare în parte. Avem cercuri de șah unde avem profesori, instructori, campioni. Avem cerc de atelier de creație, arte combinate aici, unde tot ce este material reciclabil, sticle de plastic, da, grâu, sfoară, totul le arătăm copiilor că nimic nu se pierde, totul se recuperă, se transformă. Se transformă. Avem cercuri de dansuri de societate și dans modern, balet. O să vă spun pe parcurs unde vor pleca și ei. Avem biblioteca care funcționează de la ora 8 de dimineață până la ora 20, unde și în cadrul bibliotecii mai avem iară un cerc de creație unde copiii vin în timpul liber și desenează, intră în tainele cărții și a poveștii. Și dans popular, un cerc de pictură chiar pe 31 octombrie împreună cu școala numărul 2. O să fiți invitați, cum de altfel dumneavoastră sunteți mereu invitați. Vă mulțumim pentru toate invitațiile. Datorită dumneavoastră intrăm în casele locuitorilor orașului Năvodar și nu numai și vă mulțumim pe această cale încă o dată. Și după aceea vom avea iar un festival de dans modern în care copiii orașului Năvodari vor pleca și încă un teatru și un festival de teatru. Despre teatru vă va spune doamna noastră profesoară Lili Bărescu și mulțumesc pentru colaborare. Dumnezeu este sufletul cercului de teatru, dat fiind faptul că de atâția ani de zile colaborează cu Casa de Cultură, avându-l din toți copiii un elev pe Latip Abdul, care prin munca sa, prin efortul doamnei profesoare și a doamnei profesor universitar Dana Trifan, și mulțumesc încă o dată prin intermediul dumneavoastră pentru colaborarea dumneavoastră cu doamna actriță Bărăscu Liliana și Casa de Cultură, i-a îndrumat pașii studentului Latip și cu ajutorul dumnealor a pus în scenă două piese de teatru, Noapte furtunoasă și Gaițele,
unul pentru copii, unul pentru adulți. Doamna Bărăscu a venit cu căsuța de povești pentru grădinițe și asta nu a făcut decât să mă bucure ca și director de casă de cultură. M-a bucurat pentru faptul că copiii tuturor școlilor s-au înscris la aceste cercuri. M-a bucurat faptul că inițiativa doamnei Bărăscu pe care vrem să o promovăm acum este lansarea acestei unui nou program și mulțumesc pe această cale. Se numește ofertă toamnă, primăvară, iarnă 2016-2017, în care ofertă de sezon cultural. Da, noi Casa de Cultură împreună cu doamna Bărăscu și cu Latip vrem să mergem noi în școli să prezentăm piesele de teatru pe care dumnealor au muncit în tot acest timp de vară. Și eu spun că rezultatele s-au văzut. Dumneavoastră ați înregistrat și pentru ceilalți copii doritori care vor vedea teatru chiar în școlile lor. Sper să fie mai mulți copii înscriși și asta este și țelul nostru. Sigur că da. Eu vreau să vă spun că totdeauna am fost impresionat de ceea ce se petrece la Casa de Cultură. Ori de am venit să filmăm acolo și să dăm mai departe, să fim interfața, să spunem, acestui demers de a difuza mai departe actul cultural. Înainte să o rog pe Lilia, aș vrea să urmărim un scurt material filmat de noi la Casa de Cultură și ulterior revenim să vorbim despre proiect împreună cu cea care îl coordonează. Eu zic să urmărim materialul cu căsuța de povești, da? Și revenim. Spectacolul pe care eu l-am pregătit cu copiii mei, elevii trupei de teatru Năvodar, și revenim. Și revenim, sigur că da. Să luăm materialul. Eu sunt vrăjitoarea cerea din orice poveste, așa că am o meserie un pic cam grea, dar mă descurc, bănuiesc, nu? Eu sunt albă ca zăpada, va trebui să bucur copiii. Eu sunt scufița roșie și abia aștept să-i văd pe copii. Eu sunt Minnie, vin de la Disney și aștept să bucur copiii să se distreze alături de mine. Ia să claune, Ianică! A venit aici să distrez copiii, desigur! Dans, muzică, veselie, zâmbete și multe, multe aplauze. Acestea sunt ingredientele unui spectacol pentru copii, unde, în rolurile principale, sunt chiar ei. Rând pe rând, unele dintre cele mai îndrăgite personaje au ajuns în mijlocul micuților. S-au jucat, s-au distrat și au râs foarte mult. Toată vara am muncit cu artiștii, fiind elevi al școlii și liceului din Năvodari. Astăzi este prima piesă Cutia cu povești. Am invitat cele trei școli și o grădiniță. Le oferim un spectacol interactiv, Cutia cu povești se numește. Se vor întâlni cu cele mai îndrăgite personaje din desenele animate. Vor interacționa cu noi și sunt convinsă că le oferim o după-amiază plăcută, plină de surprize. Doamnele profesoare și educatoare care i-au însoțit pe cei mici spun că spectacolele și micile surprize organizate de Casa de Cultură pentru Micuți sunt mereu interesante și interactive. Noi beneficiem de o colaborare foarte strânsă și foarte bună cu Casa de Cultură din Năvodari și de aceea ne bucurăm pentru orice eveniment unde suntem antrenați și unde suntem chemați în incinta Casei de Cultură. Poveștile prezentate, fie citit sau ascultat, sau chiar în piese de teatru, cum vor vedea ei astăzi, sunt cu siguranță educative. Lasă câte o sămânță bună în sufletele copiilor. Acesta a fost doar primul spectacol dintr-o serie de evenimente dedicate atât copiilor cât și adulților din Năvodari. Vreți să ajutăm pe albă ca zăpada? Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem din nou în platou după ce am vizionat materialul, foarte interesant și foarte deosebit, copii frumoși, copii dezinvolți și foarte plăcut impresionat de ceea ce se petrecea acolo și, bineînțeles, cu o profesoară la fel de destoinică și de mândră că poate să facă pentru copii foarte frumoase lucruri. Copiii oferă copiilor, da? Sigur că da. Din experiența lor, elevii trupei de teatru Novodart oferă celor mai micuți dintre copilași acest spectacol. Sigur că a fost o reală plăcere
plăcere să descoper reacția pozitivă a grădinarilor. Ei sunt încântați să privească, să întâlnească oricând cu personajele din desenele animate. Un spectacol care surprinde, este un spectacol care se bazează foarte mult pe improvizație, dat fiind faptul că majoritatea dintre ei sunt elevi de 4-5 ani chiar, i-am lăsat să improvizeze. Ei știu deja ce înseamnă a improviza și a fost o experiență și pentru ei. Am vrut să-i, le-am dat să-i capacitez. Le-am dat cumva scheletul ca un brad de Crăciun, da? Braduri, dar ei au trebuit să-l împodobească. Pentru că una este să vii cu un text pe care îl știi mot-a-mot, fiecare cuvânt, fiecare virgulă, fiecare mișcare, și alta e să te trezești în fața copiilor și să improvizezi. Și să improvizezi. Sigur, sigur. Am zis mâine poate veți fi actori. Sigur, e o mare calitate să poți improviza. Este la baza acestei meserii. Și de vocație. Improvizația se face în anul întâi de facultate, în anul întâi de facultate se face numai improvizație, în anul 2-3, apoi trecem la Shakespeare, Caragiale și alte piese și alți autori. M-au surprins în modul cel mai plăcut, s-au descurcat extraordinar, cum spuneam, având experiența deja ceea ce înseamnă improvizație. Pentru ei a fost ceva nou și îmi doresc ca acest spectacol să meargă în mai multe școli, grădinițe și să bucurăm cât mai mulți copilași și de ce nu să se bucure și elevii mei, pentru că după spectacol au venit și au spus: doamna profesoară, noi mai vrem, ne-a plăcut, așa, am mai fi stat cu ei. Da, știu, i-ați fi luat și acasă eventual. Asemenea, pentru tine o motivare în plus. Sigur că da, faptul că ei vin și cer și își doresc să joace în continuare și să repetăm spectacolul, pe mine mă motivează și cu sprijinul doamnei Dora și al Casei de Cultură sper să ajungem în cât mai multe școli, grădinițe și să bucurăm copiii. Eu cred că și experiența și faptul că doamna Bărescu pleacă cu ei la multe festivaluri și asta îi încurajează. Noi chiar ne pregătim acum, plecăm pe 12 și 13 noiembrie la un festival de teatru la București. Festivalul se numește PUC, festival la care anul trecut pe vremea aceasta noi am fost prezenți și unde am obținut trofeul festivalului. Ce frumos. Un moment extraordinar de frumos, chiar mi-aduc aminte că au fost lacrimi pe scenă. Se anunța locul 3, am zis: mă, n-om fi locul 2, pe aici, 2 întâi mă așteptam, nu eram noi. S-au anunțat și câștigătorii locului 2. Locul întâi, când nici măcar pe locul 2, am zis: băi, nu se poate să luăm chiar trofeul festivalului, să nu luăm nimic, nu poți să accept. Și deja am rămăsese varianta că noi vom lua trofeul festivalului. Și eram toți așa, mi-i țineam de mână și am dat când a spus trofeul festivalului, pleacă la Năvodari! Am țipat toți, au urcat pe scenă și au buftit în lacrimi elevii mei. Face cinste raptului meu. Un moment frumos, festival la care Ionuț Marinescu de altfel a primit și premiul pentru cel mai bun rol masculin într-un spectacol. Felicitări, foarte frumos! Felicitări și Casa de Cultură și dumneavoastră că ați coordonat și dumneavoastră, doamna Bărescu, pentru că asta înseamnă, de fapt, o valoare pentru toată comunitatea și pentru oraș, de ce nu? Da, acum pregătim un spectacol Mușatescu. Mm-hmm. Foarte frumos. Anul trecut foarte am frumos. Fost cu Goldoni, Comedia de la Arte. Astăzi schimbăm un pic registru. Pregătim și câteva poezii, pentru că sunt în tematica obligatorie. Pe lângă piesa de teatru trebuie să venim și cu cel puțin 3 poezioare. Și noi suntem pregătiți, suntem pe ultima 100 de metri, începem șnururile, cum le numim noi de sâmbătă. Ce înseamnă? Șnur înseamnă de-a capul al fine spectacolul, da? Nu ne mai oprim, sau cel puțin așa ne propunem, cu intervențiile muzicale, da? Și ducem spectacolul să vedem însăilat cum se leagă. Asta înseamnă șnur. Iar de acum încolo, până la plecarea la festival, avem o perioadă de șnururi, nimeni nu lipsește, toată lumea știe ce are de făcut, se încep repetițiile cu costume, cu recuzită, cu absolut tot. Da, sâmbătă este un grămadă la mare la Casa de Cultură, doamna Bărescu. Sunt 4 grupe. Copii, părinții, copii, bunicii, la tip cu colegii. Alții. E foarte, foarte ocupat, pentru că vreau să fac mențiunea, toate aceste cercuri se fac extrașcolar, nu pot să facă în timpul săptămânii, cursul, iar sâmbătă și duminică Casa de Cultură este ocupată de cercul teatrului, șah, dansuri populare, este
furnicat la Năvodate. Foarte frumos, foarte frumos. Mă și bucur ne bucurăm pentru lucrul acesta. Totuși, aceste activități necesită resurse și iată că dumneavoastră le aveți. Le puneți la dispoziție, în primul rând pentru copiii comunității și în al doilea rând pentru ceea ce înseamnă spiritul din Năvodari. Pentru că omul se educă și se desăvârșește și asta face diferența de fapt între semeni. Cu cât ai mai multă educație, cu atât ești mai spiritual, ești mai bun, mai îngăduitor față de semenii tăi și, bineînțeles, crezi o lume mai bună. Și urci și pe o treaptă în societate. Sigur, sigur. Și colectivul contează foarte mult, domnul Ianache. Colectivul Casei de Cultură, pot să spun că mă bucur foarte mult. Am colegi foarte buni și instructoarea dansului de societate Lavinia și bibliotecara Roșca Gabriela și doamna Matei Elena și bibliotecarul Radu Sandu. Suntem puțini, dar foarte valoroși. Da, foarte bun și dacă o să mai puneți cu relor tot ce am făcut noi, chiar să nu mă laud degeaba. De fiecare dată am redifuzat de fapt multe emisiuni despre toate activitățile Casei de Cultură, inclusiv și cele în aer liber, cum au fost sărbările Câmpenești, la care am fost prezent și am filmat acolo. Am fost deopotrivă cei care au participat cu dumneavoastră deopotrivă la organizarea acestor sărbări. Liana știe că a fost și prezentat în multe rânduri și de zilele orașului Năvodare atunci când ele au loc. Așa că e un parteneriat între Litoral TV, da, și Casa de Cultură și toți cei care sunt dispuși. Cele două săptămâni din urmă au fost dedicate teatrului. Pe 18 am fost la monument la 100 de ani cu cultul eroilor. Am înțeles, la Mihai Viteazul, da, la statuia Mihai Viteazul din, da, parcul... Din parcul Ion Dobre. Din Ion Dobre, da. Unde am avut invitat de unitățile militare, fanfara. Ați depus coroane? Am depus coroane, da. A fost foarte... Și momente festive și, de fapt, tot ceea ce a însemnat omagiul comunității. Da. Sigur că da. În fiecare săptămână se întâmplă ceva frumos în orașul nostru. Luăm o pauză acum, pentru că nu putem să scăpăm de această pauză și revenim, ca să nu vă întrerup, pentru că mai avem de prezentat celelalte proiecte care urmează să se desfășoare acum în toamnă și să vorbim despre multe alte lucruri frumoase și interesante. Revenim, doamnelor, domnilor, după câteva minute de publicitate, rămâneți alături de noi la Cultură pe Coordonate și pe Litoral TV. Am revenit, doamnelor, domnilor, în partea a doua ediției de astăzi a emisiunii Cultură pe Coordonate. Invitatele emisiunii sunt doamna Dora Bota și directorul Casei de Cultură Pontus Euximius din Năvodari și actrița Liliana Bărăscu, profesorul coordonator al Cercului de Teatru din cadrul Casei de Cultură, Cercul de Teatru care se numește Năvod Art. Vorbeam despre proiecte și despre programele și despre talentul copiilor, despre Năvodari. Vreau să ne întoarcem puțin înapoi pentru primăvara asta și de la succesul pe care l-au avut spectacolele, că au fost mai multe dedicate orașului și, bineînțeles, de la ziua de 1 mai, unde s-au adunat foarte mulți oameni și au celebrat ziua aceasta a muncii, ulterior cu zilele orașului, foarte multe activități în cadrul acestor evenimente care au fost difuzate și pe Litoral TV și despre care lumea a vorbit în termeni religioși. Iar eforturi foarte mari și iar resurse. Cum reușiți să vă coordonați? V-am spus... Îi mulțumim doamnei Bărăscu din nou pentru că am putut să o avem la noi la Casa de Cultură și să ne pregătească acești copii minunați. V-am spus, dintre toți pe care a avut unul singur, a mers către Facultatea de Teatru. Elevul doamnei Bărăscu la tip Abdul. Da, a fost elevul meu și al Danei Trifan. Și eu sunt convinsă că vor mai urma și alții. Nu trebuie decât să aibă încredere în ei, să-și dorească, pentru că sunt câțiva elevi foarte talentați care eu dau scris acum că dacă vor da la Facultatea de Teatru vor intra. Sunt extraordinar de talentați și i-am și pregătit la un nivel ridicat. Eu și Dana, la fel, profesor universitar, ea are un pic experiență mai mult și către pedagogie, da? Eu mai mult ca actriță, dar împreună am încercat să lucrăm la nivelul la care ne situăm și așa cum ne place nouă să lucrăm.
Da, și datorită acestor minunate doamne care au fost profesoare, l-a putut ca studentul la tip, pentru că el încă n-a terminat, mai are masterul, nu? Da. La master. A pus în două piese de teatru, cu regie, cu tot, O noapte furtunoasă și Gaițele. Gaițele au fost pentru adulți. Mulțumim doamnelor și domnilor care au dorit să se înscrie la acest cerc, pentru că fiind pentru adulți, vârstele erau de la 30, 35, 40, chiar 55 de ani. A fost o reușită. Ce înseamnă să ai profesor bun? Ce înseamnă să te motiveze? Da, să te motiveze, să și s-a văzut rezultatele. O piesă de teatru foarte frumoasă, O noapte furtunoasă, cu elevii de la cele trei școli generale și cea de adulți. Și ne-a bucurat. Eu știu bine că aici sunt foarte mulți copii talentați, pentru că am participat și în cadrul altor evenimente care au avut loc la Năvodari sau la Constanța, unde au venit elevi din Năvodari. Și m-am bucurat nespus pentru ei, pentru că o Năvodare este și orașul de suflet al nostru, al LTV-ului, că noi ne desfășurăm activitatea aici. De aici, de fapt, se dispersează mai departe emisia. Mă întorc acum și te întreb pe tine, Liliana, știu că mai ai o altă piesă pentru copii. Cum se numește? Ai pregătit-o? Da. Și avem și un material pe care o să-l vedem imediat. Nu, la piesa asta nu există încă material. Noi lucrăm, este vorba de spectacolul cu care urmează să plecăm la festival. Spre șnururile de care vorbeam puțin mai devreme. Da, repetițiile care sunt în casa de cultură. Da, noi încă repetăm. Este Mușatescu, un colaj de monologe Mușatescu cu inserturi surpriză, zic eu, ca să acoperim toate vârstele. Dar se poate urmări în continuare materialul despre care vorbea doamna Dora puțin mai devreme. Gaițele, nu, Dora? Da, Gaițele și O noapte furtunoasă. Eu zic să urmărim materialul cu Gaițele deocamdată. Să urmărim atunci materialul cu Gaițele. Îi rugăm pe colegii noștri să ne difuzeze și revenim cu discuția noastră în câteva minute. Să vedem materialul. Actorii au lăsat deoparte emoțiile, au dat dovadă de profesionalism și au intrat în pielea personajelor. Interpretarea lor a fost ireproșabilă. Nu, avem emoții constructive, sperăm. Da. Și sperăm din tot sufletul să ne reușească ce ne-am propus, adică să aducem bucurie cât mai multor oameni. În seara asta nu am făcut nicio repetiție, tocmai pentru că am vrut ca acum să performăm din prima. Și emoții eu recunosc, am emoții, doar că îmi doresc să nu clachez. Interpretez rolul Zoiei. Îmi place și m-a prins foarte bine. Sper să placă și publicului și ne dorim cu toții un succes de plin. Prieteni, colegi sau pur și simplu iubitori de cultură au venit să-i susțină în număr mare. N-au lăsat așa, uite, mată! Zoiu, du-te, te rog, de altă. Dar mai repede că se stincă lumii. Unde te tămâia? Așa se întreabă. Nu poți să vorbești frumos. Gaițele reprezintă una dintre cele mai valoroase comedii de moravuri din dramaturgia românească. Această piesă face parte din așa zisa trilogie burgheză a lui Chirițescu, comedia Marcel și Marcel, sau Anișoara și Ispita, apoi Florentina și Cuibul de Viespi, cum s-a intitulat în 1930 comedia Gaițele. Prima oară comedia s-a jucat la Craiova de trupa Bulandra, iar apoi a fost jucată în multe variante pe mai toate scenele țării cu un succes enorm. Am revenit după ce am vizionat materialul, la fel foarte interesant, și totuși vreau să vă întreb cum îi selectați pe copii, pentru că sunt foarte mulți copii talentați, dar totuși cei care evoluează în cadrul acestor trupe ai impresia că sunt actorii de profesie, desăvârșiți. Dacă îmi permiteți, din punctul meu de vedere. Puteți să interveniți fiecare, pentru că sunteți partea acestui proiect. Știți, ei...
Dumnezeu ne dă unora mai mult, altora mai puțin. Așa. Nu cât trebuie neapărat. Cât trebuie fiecare. Acum nu putem să fim o țară sau o lume de actori, da? Sigur, da. Dar cursurile acestea și faptul că ne dezvoltăm prin teatru pe copii ajută extraordinar de mult pentru viitor. Ei vin foarte timizi, am observat lucrul acesta și mă uit cu drag la ei acum cum au crescut, au înflorit efectiv și chiar ei râd pe seama acelor întâlniri, primelor întâlniri, când erau timizi, atunci când ne întâlnim și ne aducem aminte, doamna profesoară, dacă n-am venit, cât eram de timid. Da, ei vin foarte timizi, foarte stângaci, foarte temători și înfloresc alături de noi, se dezvoltă prin teatru. Îi ajută foarte mult. Ei sunt la un început de drum. Urmează în cariera lor examene importante. De multe ori sunt elevi și tu știi, Nache, foarte bine lucrul acesta, foarte, foarte deștepți, care și-au învățat foarte bine lecția, dar din cauza emoțiilor pierd puncte, da? Și unul care poate nu știe la fel de bine, n-a tocit, cum spunem noi, la fel de mult, dar e mai dezinvolt, mai s-a descurcat, da, grozav, câștigă. Da, bine, exact. Seama, de fapt, asta îi ajută pe ei pentru că îi dezinhibă. Nu mai au atât de mari emoții în a comunica, în a sta face-to-face cu profesorul și a-i povesti lecția sau a depăși examenul respectiv. Ei au venit foarte timizi și acum sunt o explozie de victorie. Actorii, da? Și mă bucur să-i văd cum au crescut lângă mine atât de frumos. Încurajez pe părinți să-i îndrume pe copii către această latură. Cum spuneam, îi dezvoltă foarte mult, indiferent că plecăm de la o poezie, de la o fabulă, de la un rol micuț, un rol mai mare, fiecare pas este important și descoperă alte personaje. Și alte perspective. Da, se lovesc de alte situații, situații care, de altfel, în viața reală nu le întâlnești, da. Și nici nu-ți dorești pe unele să le poți construi acolo. Le poți construi acolo, lucrezi cu sufletul. Aici e și valoarea, e și arta, exact ca într-un roman, când îți construiești acțiunea, firul epic, exact, firul epic al poveștii. Da, sigur, sigur că da. Și de asta urmărim așa cu sufletul la gură, exact cum urmărim, dar acolo e totul viu. Lucrăm cu emoția, da, lucrăm cu sufletul, cu mintea, cu inteligența, cu spontaneitatea, sigur. Cu improvizația. Foarte cum frumos a spus, cu sufletul. Cu dicția. Foarte important sufletul în toată ecuația asta. Doamna Bota, și... Iar eu le mulțumesc părinților. Cum îi recrutați din școală în școală? Cum are loc selecția? Pentru că e un proces foarte complex, din câte știu. Nu e așa de simplu. Să știți că până să merg în școli și să... Eu la fiecare început de an școlar merg în școli și las la fiecare doamnă dirigintă și învățătoare cât un fluturaș în care spun toate cercurile pe care le are Casa de Cultură și asta m-a ajutat foarte mult. Sâmbătă mi-au mai venit doi elevi. Da, v-am spus. Dar știți ce m-a impresionat? Pe fiecare an văd dorința părinților. Știți că vin la Casa de Cultură și întreabă. Eu am și un pronter, dacă l-ați văzut. Da, trec de mașină, exact. Și spun tot timpul programul bibliotecii, programul cercurilor. Vin ei la ușă și îmi spun, vrem și noi să ne înscriem la cercul de teatru. Am auzit copilul meu că asta zic, și copilul dumneavoastră a primit un fluturaș. Nu l-a adus, dar este posibil, cum să nu? Și iau legătura imediat. Cel mai ușor ei află între ei, știi? Da, sigur, de la prieteni, de la colegi, duce, de la... Da. Așa se întâmplă și la teatru, așa se întâmplă și la dansuri de societate și la dansuri populare. Când ei se duc, merg cu noi la festivaluri, se urcă în autocar și pleacă la București, la Cluj și în Grecia, în asta, atunci ei se motivează și spun, dacă colegul meu a putut, pot și eu. Și mă bucură chestia asta, că au înțeles că nu este bine să stai numai în fața laptopului și sigur. A telefonului și că Casa de Cultură are ușa deschisă, bibliotecara și bibliotecarul sunt mereu la dator și îi îndrumă și îi spune haideți să vă înscrieți la cercul, uite, avem cercul de teatru, avem cercul de desen, avem cercul de pictură, de dansuri, de șah.
Și v-am spus, colectivul nostru, care este bine închegat, toți facem ceva pentru a-i atrage pe acești copii. Dar nu în ultimul rând, v-am spus, și cadrele didactice, directoarele școlilor. Sigur că contribuie foarte mult la procesul acesta de selecție și cred că îi și încurajează foarte mult. Da. Eu chiar am încercat și am și reușit de câteva ori să-i aduc... Atunci când am putut pe toți, am adus pe toți în emisiunea mea Randevu Duminical, da. Când nu așa selectiv câte unul din ei, pentru că am vrut să cunoască, dacă tot pot să fac asta pentru ei, să cunoască un pic și ceea ce înseamnă televiziune, să lucreze un pic și cu camera, să vadă ce înseamnă emisiune, să vadă ce înseamnă să spui un monolog în fața camerei într-o emisiune TV, este un pic altceva decât atunci când ești pe scenă. Și au prins drag și de televiziune, abia așteaptă să vină iar în platoul emisiunii și le-am promis că am să-i aduc pe fiecare în parte, dat fiind faptul că pregătim monologe pentru spectacolul următor. A fost cumva gândit acest spectacol ca să pot să-i aduc pe rând. Este individual și atunci fiecare poate să vină în emisiunea asta. Da, unul și prezintă, emisiune, da, sigur, și prezintă, prezintă și să prezinte un momentel fiecare, sigur. Material care și va rămâne. Și propria persoană. Sigur până la urmă, că da. Rolurile pe care le-a interpretat. Sigur că da. Da. Și ca indivizi, așa îi prezentăm un pic, materiale care le vor rămâne și lor în arhivă și peste ani și ani. Vor îmbogăți și pe ei, da. Și pe... Mi-a plăcut ideea Lilianei, pentru că toată vara ea a invitat la teatru, unde ea este artistă și unde ea a inițiat în tainele teatrului, dar mai multe poate spune ea ce a fost în săptămânile acelea. Dar au venit foarte încântați. Vreau să modificăm și sala. La Teatru de Stat în vara aceasta, Teatru de Stat a organizat de fapt două festivaluri. Am încercat să iau și pe ei atât cât am putut, când am putut pe toți, știți cum, unul era plecat la bunici, altul era făcuse insolație, dar cum am putut ne-am adunat și am adus la Festivalul de Teatru, Festivalul de Teatru Independent, Festivalul de Teatru Antic din Constanța. Foarte frumos. Au văzut toți. Aici am reușit să-i aduc pe toți un spectacol cu Florin Piersic Junior, un one man show. Am vrut să înțeleagă. Da, și el un personaj în sine care sigur a că da. Foarte mult. Au rămas marcați. Au rămas plăcut impresionați, au vrut să vadă ce înseamnă one man show, da, să cunoască un artist de valoarea lui Florin Piersic Junior și să-l cunoască chiar și personal după spectacol. Îmi place să cred că le-am făcut o bucurie și în afară de bucurie ei au învățat ceva, da? Teatru se învață pe scenă, dar teatru se învață și din sala de spectacol. Sigur că da. Asta am încercat eu să le ofer. Urmărind evoluția actorilor. Ați vrut să completați? Da, am spus că au venit foarte încântați. Ar fi vrut ca vacanța să fie mai lungă, ca doamna lor să îi ducă mereu la teatru. Eu le-am promis că am să iau de câte ori pot, da? Și de câte ori și ei au disponibilitate. Creăm așa cumva legături cu prietenie, de prietenie cu teatru, să le găsească și lor un colțișor undeva la balcon și să încercăm să învățăm teatru și din sală, nu doar de pe scenă. Sigur. Abia aștept și eu să deschidem sala după atâtea... E o sală foarte frumoasă, bine mobilată. Primele piese de teatru. Ne-a lipsit un picuț sala. Dar nu, chiar casa dacă ne-a lipsit, dar nu ne-am oprit. Dar am găsit ideea de a face aceste piese de teatru și orice acțiune o am în foaierul Casei de Cultură. Până se va finaliza cu ISU, vă promit că în foaierul Casei de Cultură vor mai avea multe evenimente până la Crăciun. Acum plecăm cu teatru noi prin școală, cu oferta asta de toamnă, primăvară, toamnă, iarnă, primăvară, așa cum v-am promis, că ăsta a fost și scopul, da. Deci am venit noi aici să vă vedem, să vă revedem mereu, că vă vedem mereu. Sigur, mulțumim frumos! Și sper să fie foarte bine când va veni
Lili de la festival cu un alt premiu. Eu sunt convins de lucrul acesta. Și eu sunt convinsă. Nici nu plec dacă, pauză dacă știu că revin, cu că vreau să vorbim și despre alte piese pe care le pregătiți și despre lucruri frumoase. De ce nu? Revenim, doamnelor, domnilor, în partea a treia în câteva minute. Rămâneți alături de noi. Am revenit, doamnelor, domnilor, în ultima parte a ediției de astăzi a emisiunii Cultură pe Coordonate. Invitatele ediției sunt Dora Bota și directorul Casei de Cultură Pontus Eucsinus din Năvodar și actrița Liliana Bărăscu, profesor coordonator al Cercului de Teatru, care se numește Năvod Art. Vorbeam despre piese, știu că pregătiți și O noapte furtunoasă, o piesă care a făcut carieră în cultura românească, a fost prezentată în foarte multe versiuni, pe foarte multe scene. Iată că o pregătiți și voi la Năvodar. O să vedem, de fapt, și un material despre această piesă. Doamna Dora. Da, e adevărat. La tip, cum a spus elevul, studentul nostru a pus-o în scenă, a avut, tot așa a făcut o preselecție cu copiii din orașul Năvodar pentru fiecare personaj. Noi spunem că a fost o reușită și îi mulțumim pe această cale. Cum se spune, întotdeauna elevul vrea să-și depășească profesorii și a avut mulți. Și acum ne pregătim să o dăm, așa cum v-am spus, în școli și grădinițe. Cu toate cele trei piese de teatru vom pleca în fiecare școală și grădiniță. La grădiniță vom pune vom pune povești, nu? Doamna Bărăscu. La grădiniță mergem cu povești pentru că așa ei sunt prea micuți. Ele țin acolo. Ele sunt lumea lor. Sigur, e lumea lor și categoric. Orice personaj, cum Michi, Scufița Roșie, că nu s-au despărțit de Scufița Roșie, nu s-au despărțit de Vrăjitoare, nu s-au despărțit de... Au fost basme care au supraviețuit timpului, au două secole aproape și totuși... Chiar dacă internetul ne-a dat peste cap, dar chiar și internetul, să știți că le promovează. Dacă dăm pe anumite canale de vizionare, găsim foarte multe versiuni ale Scufiței Roșii, ale fraților Grim, exact. Povești ale fraților Grimm, uh-huh. După aceea o grămadă de desene care, inspirate din viața reală, vin și încântă privirea copiilor și, mai mult decât atât, basme românești pe care le avem puse și sub forma unor actori păpuși care, exact ca într-un film, sunt naratorii povești. Așa că și internetul a contribuit la difuziunea lor. Noi credem că toate lucrurile astea frumoase care se întâmplă la Casa de Cultură îi determină pe toți elevii să se înscrie, care doresc, care simt că pot. Ușa e deschisă? Sigur, ușa e deschisă. Bineînțeles, totdeauna. Oferte. Cât de complicat a fost să pui scena? Pentru mine a fost o experiență. A fost o provocare? A fost o provocare. Bine, înainte de a veni la Casa de Cultură Năvodari, în perioada în care locuiam în Mangalia, am montat și acolo câteva spectacole. De altfel, și de acolo am un elev care este student, a terminat facultatea de teatru și acum mai face încă o facultate, facultatea de medicină, Mihai Săvescu se numește. Prima dată m-am lovit de calitatea de pedagog acolo, iar aici am continuat ceea ce deja începusem un pic acolo cu într-o altă casă și cu altă echipă. Este altceva. Una este să fii actor pe scenă, alta este să ai în față copii și să încerci să construiești un spectacol cu ei, să pui în scenă un spectacol. Acum, din experiența mea actoricească, am luat și am oferit copiilor și cu sprijinul colegei mele, cum am mai spus, profesorul universitar, dr. Dana Trifan. Dana Trifan Enache, exact. Și colega mea de la teatru, și voi sunteți colegi, o actriță extraordinară și un pedagog la fel de bun. Și avem o colaborare foarte frumoasă, ideile ei cu ideile mele, le însăilăm, le punem cap la cap și dăm splendoare actului artistic. Foarte frumos. Vreau să vă invit acum să vedem încă un material legat de acest montaj pe care noi l-am filmat acolo și revenim cu discuția noastră. Să vedem materialul. Muzica.
Pentru 12 elevi din Năvodari, vacanța de vară nu a fost doar un bun prilej de distracție. Luni de zile, adolescenții au făcut repetiții pentru piesa pe care au interpretat-o ireproșabil, O noapte furtunoasă. Să nu strice casa. O azi cu mâine a răbdat viața ta. Iată să nu știu. A răbdat cât a răbdat până m-am pomenit într-o zi că vine țipând la mine pe cuncă. Nene! Moartă de iată! Nu mai stau cu mine acasă! O adaptare după O noapte furtunoasă de Ionuca Caragian. Trupa de jucată de adolescenți. Suntem 12 care jucăm în acest spectacol. Și publicul? Și publicul destul de numeros, de fiecare dată ne încântă și este singura noastră satisfacție. Dincolo de subiectul piesei de teatru, cunoscut de publicul român, nuanțele spectacolului rezervă surprize în funcție de interpretarea personală a fiecărui actor. Tu ce rol interpretezi? Astăzi voi interpreta rolul lui Rică, un amorez care încurcă casele, iar o voi surprinde foarte neașteptat pe Veta. Eu îl interpretez pe Spiridon. Sunt oarecum un sclav a jupânului Dumitrache. Este foarte ok personajul, cam greuț de jucat, dar spun că mă descurc. Alături de micii actori talentați au fost și părinții, colegii și cadrele didactice care i-au susținut și i-au răsplătit cu aplauze. Am revenit, doamnelor, domnilor, am văzut materialul, un material care, din punctul meu de vedere, este relevant pentru ceea ce se întâmplă la Năvodari. Cum este, doamna Botaș, să coordonezi atâtea proiecte și cum este, de fapt, să răspunzi fiecărei echipe, fiecărei provocări pe care, de fapt, o ai? Zi de zi apar alte provocări. Bine a spus, provocări. Să știți că de-a lungul anilor Casa de Cultură a fost tot mereu într-o provocare. Asta ne-a făcut să fim, zicem noi, buni realizări și aș începe cu proiectele pe care Casa de Cultură le-a realizat, proiecte europene, da, cu Bulgaria. Am fost și la dumneavoastră în emisiuni, v-am arătat festivalurile care au fost cuprinse în acest proiect, 100.000 de euro. Continuă, noi avem încă în derulare încă două proiecte, tot cu General Toșevo, un oraș din Bulgaria. Partener al dumneavoastră, da, știu partener. Că a fost în multe, a fost partener în multe, multe proiecte, acțiuni culturale și în multe proiecte. Da. Au venit și la Năvodari aici. Eu da, am fost prezent și a fost și televiziunea noastră, am făcut și un interviu cu reprezentanții de acolo. Da, au fost la vremea respectivă fostul primar și viceprimar, doamna directora Casei de Cultură de la General Toșevo, care am o prietenie foarte frumoasă și important este că și nevoile noastre sunt exact ca și nevoile lor vis-a-vis de Casa de Cultură. Noi vrem acum, pe proiectul pe care îl avem, avem pentru două autobuz, un autocar mare cu 45 de locuri și un microbuz de 25 de locuri și noi și dumnealor vrem la fel pe proiect aceleași lucruri, după care vrem să terminăm Casa de Cultură, după cum bine știți, și vrem etajele 1 și 2 să le continuăm, ceea ce fac și dumnealor în proiect, numai că acum așteptăm axele să vedem cum vin și noi am demarat proiectul. Știți că v-am spus și în trecut. În schimb, lucrurile încă nu s-au coagulat, nu s-au coagulat foarte bine. Eu sper că în viitor lucrurile vor funcționa, pentru că și până acum a fost foarte bine. Da, fiind faptul că experiența anterioară a fost una de succes, între ele comunitățile s-au înțeles foarte frumos, chiar dacă vorbesc limbi diferite, dar de fapt sufletul vibrează când vede ceva frumos. Dar nu numai lucrurile astea sunt importante. E adevărat că vibrăm, nu știu ce, dar e vorba de corpul de control. Fiecare festival îți vine corpul de control de la călătorie
oraș, deci toate lucrurile astea au necesitat un efort, așa cum ați spus și dumneavoastră, cu greu, fiind primul nostru proiect, al meu și al colegii mele, Matei Elena, a fost foarte greu, noi ne-am sprijinit una pe cealaltă, după ce terminasem masterul și ne-am și băgat în pâine, știți, n-am mai avut timp, ne-am desmeticit după ce l-am terminat, că într-adevăr am făcut bine că am urmat și am dus la bun sfârșit acest proiect. În continuare, noi, cum v-am spus, avem în proiect și cu ajutorul Consiliului Local, dacă se face rectificarea de buget, am vrea să modernizăm, vrem să ne axăm pe folclor și aici ne-ar trebui un taraf, ne-ar trebui instrumente, că nu poți să ai taraful. Este mai complicat puțin. Este aici, foarte, foarte complicat. Totuși presupune resurse importante. Foarte importante. Și acum nu știu în ce măsură poate să ne ajute primăria sau încercăm tot noi pe un proiect european. Și cred că singura, pentru că și primăria nu poate susține la infinit cultura, pentru că aici noi nu producem, noi nu mai consumăm și de asta și ne-am angajat eu și cu colega mea să facem proiecte europene, ca de la primărie numai salariile să ni le luăm, restul acțiunilor și tot ceea ce facem festival să facem prin bani sigur, europeni. Sigur și asta da. S-a și întâmplat. Am fost, așa cum știți că am venit în emisiunea noastră cu dansurile de moderne și de societate în Grecia, unde am făcut un număr foarte frumos și am adus un premiu. Am fost, după cum bine știți, în Italia, la San Remo și am adus mare trofeu. Da, iarăși un premiu special și deosebit. Da, deci eu vă spun că nu în zadar ne străduim și încercăm ca să aducem la Casa de Cultură cât mai mulți copii să se înscrie, pentru că talentele numai dacă le cauți le poți găsi și ușa noastră este deschisă cu ajutorul doamnelor profesoare de muzică, de dansuri. Sper că facem o colaborare frumoasă și aducem copii. Copiii noștri au mai fost și la Vocea României, au mai fost și la, da, și la Vocea Next Star. România, știu, deci toți, și toți acești copii au trecut, asta vreau să spun, pragul Casei de Cultură. De aici, de la noi, au plecat mai aici departe. Aici drumul. Exact. Cum și dansurile populare au plecat de la noi și s-au dus către Consiliul Județean. Deci toți sunt copii din orașul nostru Novodari. Foarte frumos și felicitări. Liliana, tu ai fost colegă cu noi aici la Litoral TV, ai realizat, de fapt, realizezi și acum. Sunt colegă cu voi. Emisiunea Randevu Duminical de 5 ani de zile, o emisiune foarte audiată și deosebită. Ce înseamnă pentru tine această provocare? A fost o provocare? A fost o provocare, este în continuare o provocare. Așa? Fiecare emisiune este o provocare. Televiziunea a fost altceva pentru mine. Sigur că Maria Filoti spunea undeva, între teatru și comorile lumii, aș alege teatru. Foarte frumos. Rămâne teatru marea mea dragoste. Dar nu pot să spun că televiziunea nu mi-a adus un plus valoare. Chiar m-a schimbat, în afară de faptul că am învățat ceea ce înseamnă să lucrez cu camera. Am învățat chiar și eu ca actriță să... Jocul scenic, chiar și pentru cameră. Și chiar și pentru cameră este altceva, are da? Un domeniu foarte special. Spuneam de spontaneitate, sigur, de improvizație. La teatru mergi cu un text bine învățat. Totul este matematic acolo. Nu poți să improvizezi decât dacă îți permite genul de spectacol. Sigur. În rest, ai doi pași la dreapta, trei la stânga, ai dus cafeaua, ai spus trei replici, ai dansat, ai... Da? Pe când aici ține foarte mult de spontaneitate, de improvizație, de deschidere, de imaginație. Evident. Am cunoscut oameni extraordinari de frumoși, extraordinar de frumoși în toți acești ani. Am avut o echipă minunată care m-a susținut și alături de care am lucrat.
O experiență extraordinară de frumoasă și cred că îmi place să cred că proiectul va merge mai departe, nu știu cât mult timp de acum încolo. Constanța și nu numai are multe valori, sunt tineri de valoare, sunt profesori universitari, sunt medici, chirurgi, sunt, iată, un preot am avut în emisiune de curând, tot felul de personalități, oameni pe care îi prezint din toate domeniile. Care au pobănit sau părindat, bine, da, în sensul bun sau părindat. În sensul bun, în sensul frumos. În sensul pozitiv. Pe care îi prezint telespectatorilor ca și modele, da? Avem nevoie de modele, avem nevoie de astfel de emisiuni într-o lume în care ni se prezintă numai valorile de carton sau nu valorile sau cum vreți să le numiți dumneavoastră. Eu zic că tinerii trebuie să aibă modele și eu încerc să fac lucrul acesta. Mă bucur când cunosc astfel de oameni, plec eu mai bogată din fiecare întâlnire și tu știi ce înseamnă asta, Enache, da? Mă simt atât de mică de multe ori lângă ei care sunt de-a dreptul medici, chirurgi. Dar în același timp te și îmbogățești și ai modele, ai modele în fiecare și între eu am, și eu iau ca model, fie că sportivi, fiecare are câte o poveste frumoasă, sunt lecții de viață pe care le urmărești și din care înveți. Și din care înveți, sigur că da. A fost interesant pentru că tu poți să faci lucrul acesta și ești de la o doamnă și o realizatoare și o actriță care poate să treacă dintr-o lume a teatrului, în lumea televiziunii, înapoi și în lumea reală. Am aflat și eu că pot să trec cu ajutorul acestei televiziuni, Litoral foarte TV, frumos, da? Foarte frumos. Am aflat că pot să fac și altceva, iar tu ești cel care a crezut în mine și o spun de câte ori am ocazia, tu ești cel care a crezut în mine. Exact aici a fost prima noastră întâlnire în urmă cu 5 anișori, da? Atunci când tu ai spus eu cred în tine, tu poți să faci televiziune și o să faci mult timp de acum acolo televiziune și așa a fost. Așa a fost, pentru că mi-am dat seama, ai avut o oarecare reținere și o timiditate și atunci, mă rog, a fost acel maraton. Ca orice început de drum. Am început să imitem. Exact. Și toți ne-am părindat, am stat ore întregi, fiecare avea abia ne cunoșteam emoții, atunci. Sigur că da. A fost frumos. Înseamnă că se pare, vom merge mai departe cu proiectele noastre, cu fiecare idee pe care o avem și să încântăm sufletele și să încântăm și să îi bucurăm pe oameni cu ceea ce producem noi aici, din punct de vedere media. Dora, același lucru aș spune și eu. Sigur, la Casa de Cultură. Cu domnul Enache ne-am întâlnit cu proiectul și prima dată eram strict pe proiect, ce să spunem. Noi așa am crezut că trebuie să spunem, dar când a început domnul Enache să ne întrebe, nu am știut că s-a terminat emisiunea și am zis, stai, că mai avem ceva să spunem. și prima dată când am intrat am zis, Doamne, în studio am zis, ce o să facem? Ce vorbim atâta timp? Știi, întrebarea. Era totul matematic. Era strict ce facem, festivalul cu tare, suma de bani și a zis, stați că nu așa trebuie, trebuie făcut altfel, exact așa cu copii, cu ce faceți, ceea ce faceți dumneavoastră, adică să putem promova ceea ce lucrați, adică activitatea și care este de fapt foarte frumoasă. Ne-am trezit că s-a terminat emisiunea și noi încă tot mai vreau să mai stăm cu domnul Enache aici să-i mai spunem ceva. Am zis, nu mai gata, acum s-a terminat. Și am făcut mai multe ediții interesante. Am și colaborat la evenimentele culturale de la Năvodari, deopotrivă. Ne-ați ajutat și cu studenții dumneavoastră în plecare la Bulgaria, sigur, să vă cunosc. Cu traducere. Mulțumesc și eu foarte mult pentru vorbele frumoase. Și noi vrem. Eu vreau să mulțumesc colectivului meu, pentru că, domnule Enache, așa cum aveți și dumneavoastră colectiv, nu poți face nimic și nu poți fără colegi, în fața dumneavoastră să spun eu am făcut. Nu. Eu pot face, așa cum a spus, dacă am și un colectiv bine închegat. Și eu știu că la Casa de Cultură suntem puțini, dar valoroși. Pe această cale mulțumesc doamnei Liliana, mulțumesc bibliotecarei Roșca Gabriela, mulțumesc lui Latip, lui Matei Elena, Radu Sandu, doamnei de la Dansuri de Societate, celor profesori de la șah, doamnei de la Cercul de Creație Arte Combinate. Le mulțumesc tuturor. Foarte și frumos. Prin intermediul dumneavoastră ajung în casele
Același lucru l-aș spune și eu. Nici eu nu sunt singur. În spatele acestor camere se află colegi de-ai noștri care sunt eroi, de fapt, ai acestor emisiuni. Ei fac totul ca să se poată și să facă și imposibil de foarte multe ori și să ajungă la sufletele fiecăruia dintre cei care ne privesc. Și le mulțumesc acum pentru că ei se uită la noi, pe noi ne monitorizează să iasă totul bine. La fel se întâmplă și cu tine, Lili. Da, o echipă frumoasă, o echipă sudată și în televiziune și la Casa de Cultură. Da. Sigur că și eu simt nevoia să-i mulțumesc Dorei, mulțumesc doamnei Dora, mulțumesc și doamnei Elena, mulțumesc tuturor colegilor de acolo și nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc primăriei și Consiliului Local pentru sprijin și pentru faptul că ori de câte ori am apelat la ajutor din partea lor, au fost acolo și ne-au ajutat de fiecare dată. Pot să spun și același lucru și pe noi. Și pe noi. Pe noi, da, administrația publică de aici, locală din Năvodar, ne-a susținut în modul cel mai corect și concret, necondiționat, întotdeauna. Două minute mai avem, vreau fiecare dintre voi să-mi spuneți ce veți face de acum încolo și ce v-ați dori să se întâmple. Numai lucruri frumoase, vreau cât mai mulți copii care să vină la cercurile noastre, vreau ca toamna aceasta în care, toamna iarnă în care noi ne vom duce în școli să-i bucurăm sufletește și să-i încântăm și le doresc sănătate și să aibă încredere în colectivul Casei de Cultură. Sigur că da, așa să fie. Așa să fie. Lili? Shakespeare spunea foarte frumos undeva, lumea întreagă e o scenă. Da, lumea întreagă este o scenă. Da. Și toți oamenii sunt actori. Iar noi jucăm câte un rol. Da. Fiecare are un rol, da? Chiar dacă tinerii nu joacă un rol pe marile scene sau pe scenele constanțene sau alte scene, ei pot juca teatru și pot juca un rol pe scena Casei de Cultură din Năvodari. Asta pentru început, ca mai apoi, cine știe, putem fi colegi într-o zi la teatru sau ne putem întâlni la orice alte evenimente culturale. Îi invit pe toți cei care doresc să vină alături de mine, alături de această echipă. Casa de Cultură Năvodar are porțile deschise, teatrul este al vostru, noi suntem ca să vă ducem pe căile frumoase și spectaculoase ale acestei luni. Foarte frumos! Eu vă felicit pentru tot ce ați făcut, pentru că eu știu bine ce faceți voi. Noi ne cunoaștem de foarte mult timp și am fost prezenți în proiecte. Vă doresc succes de acum încolo. Felicitările sunt și din partea tuturor celor care sunt aici la televiziune, pentru că de ori de câte ori a fost ocazia unui spectacol, ne-ați invitat. Eu sper ca să bucurați din ce în ce mai multe suflete și vă mulțumesc și numele celor care ne privesc acum și nu pot să vă spun direct personal aceste, să vă transmit aceste mulțumiri și să vă spună cât de bine se simt ei, să ne vedem în cadrul altor emisiuni și să vorbim despre lucruri frumoase. Și mulțumesc încă o dată că ați fost prezente aici la emisiune și să vorbim despre lucruri frumoase, despre tot ce înseamnă bun și valoros. Cu drag, mulțumim, Menache. Ne întoarcem de la festival cu trofeu și succes la festival și atunci și facem o emisiune. Veți fi invitați în fiecare școală la fiecare piesă. Mi-ar face mare plăcere. Succes și toate cele bune. Au fost, doamnelor, domnilor, două reprezentante ale spațiului cultural năvodărean. Liliana Bărăscu, profesor coordonator în cadrul trupei de teatru Năvod Art de la Casa de Cultură Pontus Eucsinus și Dora Botoș, director al aceleiași Casa de Cultură. Eu sunt Ana Chetușa. Vă spun toate cele bune și vă aștept joi la Profesie, Educație, Carieră, o nouă emisiune, unde o să fiu casa dumneavoastră pe parcursul unei ore. Până atunci, toate cele bune și cu bine!